Sistemul bancar din Moldova este stabil, rezilient, bine capitalizat și bine guvernat, a declarat guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, în cadrul Forumului Internațional organizat marți de Asociația Businessului European la Chișinău. Cea de-a treia ediție a forumului EBA Business Outlook a fost lansată de președintele țării Maia Sandu și ambasadorul UE în Moldova, Yanis Majeix, care au discutat despre oportunitățile procesului de integrare a Republicii Moldova în UE, evoluția politicilor publice și perspective în domeniul afacerilor. Vreau să vă asigur că sistemul bancar din Moldova este stabil, rezilient, bine capitalizat și bine guvernat. Investitorii internaționali, europeni, au o bună reputație, au o guvernanță puternică, știu să gestioneze și să evalueze riscurile și au intrat în marile bănci și, în general, în marile sectoare ale economiei. Anca Dragu a mai subliniat că, în prezent, BNM depune eforturi susținute pentru a îmbunătăți reglementarea, supravegherea, guvernanța corporativă și practica gestionării riscurilor în sectorul financiar nebancar, dar este esențial ca toți actorii să fie pe deplin implicați în acest proces, atât autoritățile publice, comunitatea de afaceri, cât și investitorii privați. Ambasadorul UE, Yanis Majeix, a declarat că alinierea la standardele europene se va reflecta pozitiv, în primul rând, asupra cetățenilor Republicii Moldova. You already have a very strong starting point. 2/3 of Moldovan exports are going to the European Union markets, but with improving quality, of course, this opportunity presents it even bigger. And of course, this is the building block also for the Moldovan integration into the European Union as a full-fledged member state. Directoarea executivă a Asociației Businessului European a explicat că aceste standarde urmează să fie atinse inclusiv prin susținerea financiară a Uniunii Europene. Vorbim despre o investiție și o retehnologizare a companiilor producătoare în Republica Moldova, lucru care s-a întâmplat inclusiv cu ajutorul fondurilor europene. Uniunea Europeană nu își dorește să distrugă businessul, Uniunea Europeană dorește să investească în reguli legale de joc, într-o concurență loială, în tot ce înseamnă standarde atunci când vorbim de producere, standarde ce țin de sănătate umană. Maia Sandu, la rândul său, a vorbit despre perspectivele pe care integrarea europeană le deschide pentru economia țării și a declarat că se poate face business cinstit în Moldova europeană. Cifrele vorbesc de la sine. Doar în 2023, prin măsurile de dereglementare adoptate, antreprenorii au economisit echivalentul a aproximativ 0,5% din produsul intern brut. Pentru antreprenori, deja am reușit ca peste jumătate din serviciile pe care le accesează să funcționeze în regim digital. Odată cu recunoașterea reciprocă a semnăturilor electronice emise de către Uniunea Europeană, dar și cu alte reforme pe care le promovăm, vedem în această abordare un potențial mare pentru investiții. Drumul nostru către Uniunea Europeană abia a început. Pentru economia noastră înseamnă conectarea la niște oportunități nemai întâlnite de Republica Moldova. Conferința s-a desfășurat cu participarea eurodeputatului Sigvred Mureșan, care a declarat că eforturile în acest sens ale Republicii Moldova sunt auzite și la Bruxelles. În ultimii 2 ani de zile, Republica Moldova a reușit să câștige încrederea partenerilor europeni și internaționali. Procesul de integrare europeană a Republicii Moldova a început, el este irreversibil și este mai rapid decât în cazul altor state din Europa Centrală și de Est. Acest întreg proces de apropiere de Uniunea Europeană va însemna că Republica Moldova va prelua, va adapta conform specificului local legislație europeană, standarde europene de protecția consumatorilor, de protecția calității, de protecția mediului. La eveniment s-a mai discutat despre evoluția politicilor publice, perspectivele în domeniul afacerilor și tendințele de dezvoltare a businessului la nivel regional și în UE.